Salutare tuturor, sunt Raul, bine ați revenit pe tutoriale cu Raul. În materialul de astăzi o să descărcăm și o să instalăm Free Fire pe PC. Este un joc care este lansat doar pe platforma Android, dar cu ajutorul unui emulator numit BlueStacks o să-l facem disponibil și pe calculatoarele care rulează Windows. O să trebuiască să intrăm pe site-ul BlueStacks, vom descărca emulatorul, îl vom instala, apoi vom descărca Free Fire și îl vom rula să vedem dacă merge pe PC cu ajutorul emulatorului BlueStacks. O să aveți nevoie de o adresă de e-mail, de Gmail, este ok și cea care o folosiți la telefon, asta pentru a ne loga în magazinul Google Play pentru descărcarea Free Fire. Haideți să vedem, deschidem un browser, scriem în Google Free Fire PC, iar primul rezultat afișat este site-ul oficial BlueStacks, iar aici avem descărcarea kitului de instalare. Va porni descărcarea, eu l-am descărcat deja, închidem browserul, mergem în locația unde am salvat kitul de instalare și trecem la instalarea propriu-zisă a emulatorului BlueStacks. Dăm Install Now. Durează puțin în funcție de viteza voastră de internet. Kitul de instalare are 516 MB, mi-arată aici undeva la 2 minute rămase. După aceea va trebui să ne logăm cu adresa de Gmail de care vi-am spus. O să trebuiască să descărcăm și Free Fire în emulator, iar apoi îl rulăm. O să revin după ce instalarea este făcută, o să las acest video să meargă pe rapid. Bun, după ce s-a instalat BlueStacks, v-ați logat cu adresa de Gmail și acum tot ce aveți de făcut este să intrați în Play Store și să instalați Free Fire. Kitul de instalare este asemănător cu cel de la BlueStacks, undeva la 509 MB. Am făcut un mic test înainte de acest tutorial, am instalat Free Fire și l-am jucat undeva la 5 minute. Din acest test, ce pot să vă spun, jocul rulează super ok, cred că rulează și pe calculatoare cu 4 GB de RAM. Chiar vă rog, lăsați în comentarii dacă aveți calculatoare la 4 GB de RAM, 6 GB de RAM, 8 GB de RAM. Dacă instalați Free Fire pe calculator, spuneți-mi cum se mișcă. Recomandarea mea este să umblați la senzitivitatea mouse-ului, este la 0.2 setată default. Puteți să o măriți, chiar vă recomand acest lucru, pentru că se mișcă, dacă nu, foarte greu mouse-ul. Bun, am descărcat și am instalat Free Fire pe PC. Mergem acum la Library și găsim shortcut-ul aici. Îl lansăm. Aici în dreapta o să vedeți un meniu foarte fain în care vă arată controlele și aici este senzitivitatea mouse-ului. Dați un Edit. Ok, next, next, ok, este un mic tutorial, dăm edit și creștem senzitivitatea, puteți să o creșteți undeva până la 0.5, dăm save, puteți să customizați și controlele, dăm un save, aici avem de confirmat, dăm tot felul de permisiuni, ok. Aici în dreapta iarăși aveți niște opțiuni pentru BlueStacks. Opțiune foarte importantă este full screen-ul. Dacă vă place acest video, nu uitați să apăsați butonul de like, abonați-vă la canal dacă nu ați făcut-o deja. Și după cum am mai spus, lăsați-mi în comentarii dacă rulați acest joc și cum se mișcă pe PC-ul vostru. Absolut, merge foarte bine, cu o senzitivitate setată la 0.5, este chiar ok.
Ei bine, am și lansat jocul Free Fire pe PC. Vi-am arătat în acest tutorial cum se descarcă și cum se instalează Free Fire pe PC cu ajutorul emulatorului BlueStacks. Eu am fost Raul, ați fost pe tutoriale cu Raul, până data viitoare, v-am salutat!